Bună seara și bine ați venit! Ne bucurăm că sunteți aici și apreciem punctualitatea. Și o să vă rog pe cei care stați mai spate, la un dat să le mai creați și întârziați-l posibilitatea să găsească un loc pe lângă dumneavoastră. Dialogul public este un lucru care e o artă cam pierdută în contextul nostru. Și dacă nu greșesc, chiar domnul Baculski, pe la începutul anului sau sub anului, ați avut o postare despre nevoia de dialog sau de lipsă de dialog în societatea noastră. Chiar un articol în Dilema Veche. Chiar mai mult. Da? Și asta era după. Deci cât de important este lucrul ăsta. Și nu o să fac aici o prezentare sau o teorie despre ce e un dialog public. Dar un dialog este mai mult decât niște comunicări paralele sau din același loc. Nu e mai mult decât ideea de a auzi o prezentare sau de a ridica pe cineva pe un piedestal. Contează însă foarte mult să știm să argumentăm, să știm să ascultăm cu interes, uneori chiar cu empatie, fără să dăm în corectitudine politică, bineînțeles, dar să ne fie gata, să fim gata să ieșim din cadrul nostru de referințele noastre obișnuite, păstrându-ne poziționările și fiecare avem aspectele noastre, avem preferințele noastre, avem chiar prejudecățile noastre pe și nu poate ne arme cunoaște și vreau să vorbește odată despre prejudecăți și ca așa partea bună a lor. Și noi vrem, împreună cu prietenii de la Russell Kirk România și Alternativa Dreaptă, care este o inițiativă civică, sperăm noi și politică la un moment dat, că e nevoie de așa ceva, să promovăm astfel de evenimente. Și ne bucurăm foarte mult că astăzi avem ocazia împreună cu Remus Tănase și cu domnul Baculski să avem acest dialog și va fi de interes, sunt convins și de bun folos. Eu sunt Cristian Șemaru, vă salut. Ce aș vrea să... Sunt foarte multe lucruri pe care aș vrea să vă spun despre domnul Baculski, dar nu cred că e nevoie de o mare prezentare, pentru că dumnealui este atât de cunoscut și poate fi văzut de mai multe perspective. Mulți îl văd ca omul care a avut o funcție politică, a fost ambasador, a cunoscut în felul acesta, dar este un intelectual de calibru și un intelectual creștin. Nu doar nominal cu acest nume, și chiar un intelectual care a fost profund implicat în viața bisericii sale. Și spun asta pentru că una din temele și parte din această seară va fi și despre lansarea sau prezentarea acestei cărți, Darul Desăvârșit, gânduri despre civilizația creștină. Pentru că atunci când vorbești de civilizația creștină, e ca și cum unii zic, e un mediu întunecat, să scăpăm. Ce? Noi credem că nu trebuie să aruncăm așa de repede totul la gunoi sau totul în numele progresului și în numele altul de acest fel să renunțăm la ceea ce a făcut Europa cristiană. Remus Tănase este un tânăr intelectual, este un om cu studii la Iași și apoi continuate în Italia cu masterat și doctorat și dacă îmi amintesc bine, pe studii referitoare la ideile care au dominat secolul XIX, un secol extraordinar în Italia. Îmi scap acum numele, poate m-a ajuns tu cu numele gânditorului. Influența lui Giuseppe Mazzini în spațiul românesc. Da. Și aia e o temă generoasă și de discutat cândva. Pentru că secolul XIX a fost secolul național, a fost un secol care a avut o mare influență. Sper că vă simțiți bine. O să fie niște prezentări. Mai multe teme legate de Russell Kirk și de scrierile lui. Vă spun sincer și cu rușine că nu știam foarte multe sau mai nimic despre Russell Kirk până acum 8 seceluri. Și mulțumesc amicului meu care mi-a deschis ochii, mi-a dat și o carte babană, super tare. Și pentru oricine care se consideră un conservator sau vrea să înțeleagă istoria ideilor, trebuie să studieze cartea lui Russell Kirk, The Conservative Mind sau lucruri de acest fel. Și de-abia aștept să văd și perspectivele, pentru că e foarte bună felul în care domnul Baculski a prezentat ideea asta. De ce această iluzie? De ce uneori percepție greșită, conservatorismul e ceva perimat, ceva de scăpat, doar oamenii mai înguși la minte mai pot să îmbrățișeze o asemenea perspectivă. Russell Kirk este de studiat, pentru că citindu-l pe Russell Kirk, nu știu nici pe departe câte știe Remus despre el și Remus o să spună mai multe, Russell Kirk face o legătură extraordinară de la Edmund Burke, la Disraeli, la alții de secolul 20, bineînțeles de Tocqueville, pentru că există un spațiu și un reper extraordinar. Vreau cu îngăduința voastră să salut în mod deosebit și pe Alexandru Gusi, care este prezent aici și el este un om foarte discret,
deși ar merita mult mai mult atenție. Și eu aștept ziua în care, nu doar și o dezbatere, dar în studiourile, în așa zise șezător, care se fac seara, domnul Baconski, domnul Gusi și alții să apară mult mai des și să fie tratați cu respectul potrivit și ne bucurăm că sunteți noastră aici și vă salutăm cu toți, pe toți. Nu mai vreau să repesc din timp. Salut și pe amicul Daniel Uncu și mă bucur că starea de sănătate a primit să fie aici. Le mulțumesc tuturor colegilor și Erica Tănase, care e acolo cu cărțile. Cartea puteți o luați din spate. Știu că mulți le-ați cumpărat deja. Mai sunt cărți câteva? 25 de lei. E un chilibir, credeți-mă, având în vedere conținutul cărții și ceea ce este prezentat. Vă mulțumim și haideți să-i aplaudăm pe invitații noștri, să le mulțumim. Și așa cum v-ați înțeles, probabil Remus va începe domnul Tănase cu câteva cuvinte și apoi, bineînțeles, spre final o să avem și o parte de dialog interactiv cu invitații noștri. Mulțumesc!